Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pe noi, Dumnezeule,
cu harul tău. Amen. Mărita, Stăpâna noastră de Dumnezeu, Născătoarea și Pururea, Fecioara Maria cu toți Sfinții, să o pomenim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpâna noastră de Dumnezeu, Născătoarea și Pururea, Fecioara Maria cu toți Sfinții, să o pomenim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne! Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Dar ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuirea noastră, la tine tu poate
iarăși în iară cu pace, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Tatăl, miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfântă, prea binecuvântată, amărită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea, Fecioara Maria, cu toți sfinții, să o pomenim. Prea Sfântă Născătoare Dumnezeu, miluiește-ne! Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, Lui Hristos Dumnezeu să o dă. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cel ce ne vrei pe acest răciun căciști și pe răsuntă, cel ce și-a dus și-a trăit în ziune Sfântul Tău, a făcut să-i părăști ce i-a dat Dumnezeu și-a trăit în ziune Drăguț.
Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mântuiește pe cei bine credincioși. Doamne, tuturor și nu
Doamne, ne-i păzi și ne vei apăra în neamul acesta în vea. Miluiește-mă, Doamne, ca lipsit cel cuvios, că s-a împuținat adevărul de la fii oamenilor. Înțelepciune! Din faptele Sfinților Apostoli, citire! Să luăm aminte! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și aceasta o trebuie de tine, iar Doamne, spănindu-se și întorcându-se, a zis Duhului, în numele lui Iisus Hristos, îți poruncesc să ieși din ea. Și în acel ceas a ieșit și stăpânii văzând că s-a dus în nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și au dus în viață înaintea trecătorilor și ducându-i la trecători au zis, acești oameni care sunt iudei, tulbură cetatea noastră și vestesc obiceiuri care Domnul este îngăduit să le primi, nici să le face, fiindcă suntem romani. Și s-a sculat și mulțimea împotriva lor și judecătorii, rupându-le hainele, au poruncit să-i bată cu vergi. Și după ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță, poruncind temnicerului să-i păzească cu grijă. Acesta, primind o asemenea poruncă, i-a băgat în fundul temniței și le-a strâns picioarele în butuci, iar la miezul nopții, Pavel și Sila, rugându-se, laudă lui Dumnezeu cântând. Iar cei ce erau temi să îi ascultau. Și deodată s-a făcut cutremur mare, încât s-au zguduit temelile temniței și îndată s-au deschis toate ușile și legăturile tuturor s-au deslegat. Și deșteptându-se temnicerul și văzând deschise ușile temniței, scoțând sabia, voia să se omoare, socotind că cei iubiți și-au fugit. Iar Pavel a strigat cu glas mare, zicând, să nu-ți faci niciun rău, că toți suntem aici. Iar el, cerând lumină, s-a repezit înăuntru și tremurând de spaimă, înaintea lui Pavel și a lui Sila și scoțându-i afară le-a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc? Iar ei au zis, crede în Domnul Iisus și te vei mântui tu și casa ta. Și i-au gătit lui cuvânt.
lui Dumnezeu și tuturor celor din casa lui și el, lui la sine, în acel ceas al nopții, a spălat rănile lor și s-au botezat și toți care erau în casă și ducându-i au pus masă și s-a veselit toată casa. Ție celui ce ai citit. Și Duhului tău, aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. Aminte. În vremea aceea, trecând, Iisus a văzut pe un orb din naștere și ucenicii lui l-au întrebat zicând: Învățătorule, cine a păcătuit, acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns și le-a zis: Nici acesta n-a păcătuit, nici părinții lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Trebuie să fac până este ziua lucrările celui care m-a trimis pe mine. Căci vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Atât cât sunt în lume, eu sunt lumina lumii. Acestea zicând a scuipat jos și a făcut tină din scuipat și a uns cu tină ochii orbului. Apoi i-a zis: Mergi de te spală la scăldătoarea Siloamului, care se trecuiește trimis. Deci s-a dus și s-a spălat și a venit văzând, iar vecinii și cei care îl văzuseră mai înainte că era orb ziceau: Nu este acesta, ci poate nu mai seamănă cu el. Alții ziceau: Acesta este, dar acela zicea despre sine: Eu sunt. Dar ei ziceau: Cum ci s-au deschis ochii? Acela a răspuns și le-a zis: Omul care se numește Iisus a făcut tină, a uns ochii mei și mi-a zis: Mergi la scăldătoarea Siloamului și te spală. Deci, ducându-mă și spălându-mă, am văzut. Zisau lui: Unde este acela? Și el a zis: Nu știu. L-au dus la farisei pe cel ce fusese oarecând orb. Și era sâmbătă, în ziua în care Iisus a făcut tină și a deschis ochii. Deci iarăși îl întrebam și fariseii: Cum a văzut? Iar el le-a răspuns: Tina a pus pe ochii mei și mi-a zis și m-a spălat ca să văd. Însă unii dintre farisei ziceau: Acest om nu este la Dumnezeu, fiindcă nu ține sâmbăta. Iar alții ziceau: Cum poate un om păcătos să facă asemenea minuni? Și era dezbinare între ei. Au zis deci orbului iarăși: Dar tu ce zici despre el că ți-a deschis ochii? Iar el a zis: Că proroc este. Dar iudeii n-au crezut despre el că este orb și n-a văzut până acum. Și au chemat pe părinții lui și i-au întrebat zicând: Acesta este fiul vostru despre care ziceți că s-a născut orb? Deci cum vede el acum? Au răspuns însă părinții lui și au zis: Știm că acesta este fiul nostru și știm că s-a născut orb, dar cum vede el acum, noi nu știm. Sau cine i-a deschis ochii lui, noi nu știm. Întrebați-l pe el, este în vârstă, vă va vorbi singur despre sine. Acestea l-au spus părinții lui pentru că se temeau de iudei. Căci iudeii puseseră acum la cale ca dacă cineva va mărturisi că el este Hristos,
să fie dat afară din sinagogă. De aceea au zis părinții lui, este în vârstă, întrebați-l pe el. Deci au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și au zis, dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este păcătos. A răspuns deci acela, dacă este păcătos, nu știu. Un lucru știu, fiind orb, acum văd. Deci i-au zis, ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? Le-a răspuns, v-am spus acum și n-ați auzit? De ce voiți să auziți iarăși? Nu cumva voiți și voi să vă faceți ucenici ai lui? Și l-au opărât și au zis, tu ești ucenicul acestuia, iar noi suntem ucenicii lui Moise. Noi știm că Dumnezeu a vorbit cu Moise, dar pe acesta nu-l cunoaștem și nu știm de unde este. A răspuns omul și le-a zis, tocmai în aceasta stă minunea, că voi nu știți de unde este, iar el mi-a deschis ochii. Și noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, dar dacă este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia lui, pe acesta îl ascultă. Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere, dacă n-ar fi acesta de la Dumnezeu, de n-ar putea să facă el nimic. Au răspuns și au zis lui, în păcate te-ai născut orb și tu ne înveți acum pe noi? Și l-au dat afară. A auzit Iisus că l-au dat afară și găsindu-l l-a întrebat, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns și a zis, dar cine este Doamne ca să crede în El? Și a zis Iisus, l-ai și văzut, cel ce vorbește cu tine, acela este. Iar el a grăit, cred Doamne, și s-a închinat lui. Să zicem, Doamne, miluiește! Doamne, atotstăpânitorule Dumnezeu, părinților noștri, rugăm-ne, ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pentru Sfințitul Arhiepiscopul Rusu Teodosie al Tomisului și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Poporul român drepelincios de pretutindeni, pentru sănătatea și mântuirea lui. Doamne, miluiește!
diaconi, diaconi, monahi și monahii și pentru toți cei du Hristos, frați ai noștri. Cercetare, lăsare și iertare păcatelor, Domnului Dumnezeu, enoria, știtori și binefăcători ai Sfânt Lăcașului acestuia. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru cei ce aduc darul și fac bine Sfânta și într-o cinste biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte și așteaptă de la tine mare și multă milă. De oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rugați-vă cei chemați Domnului. Doamne, miluiește! Cei credincioși pentru cei chemați, ne rugăm ca Domnul să-i miluiască pe dânsii. Doamne, miluiește! Să-i învețe pe dânsii cuvântul adevărului. Doamne, să le descopere lor Evanghelia dreptății. Doamne, miluiește! Să-i dați pe dânsii cu Sfânta sa sobornicească și apostolească biserică. Doamne, păzește pe dânsii, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Domnului să ne plecați. Să stăvească pe acest de mare cuvință numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Când sunteți chemați ieșiți, cei chemați ieșiți, cât sunteți chemați, ieșiți, ca nimic de cei chemați să nu rămână, cât suntem credincioși, iar și iară cu pace
Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ca sub stăpânirea Ta, totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeu ne îmbrățește și Dumnezeu Amen.
Hristos a venit. Hristos a înviat. 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 Și nouă ne dăm viață veșnică. În care ne sfinte în cele din urmă. Binecuvântați, iertați, Domnul să binecuvânteze. Dedicați mâinile voastre și cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Tămâieți-l ce-mi ține Hristos, într-un rost de bunul care vine în jertfelnicul cel mai răsus de ceruri, primit de harul preasfântului și bunului și de viață. Pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și teodoxie al Tomisului să-l pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe poporul român drept-credincios de pretutindeni să-l pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe frații noștri preoți, romonahi, rodiaconi, diaconi, monași și monahii, pe toți bisericești și călugăresc să-l pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe adormiți într-o fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe fericiții și pururea pomeniții titorei Sfânt Lăcașului acestuia, pe alți titori, miluitori și binefăcători de Sfinte Lăcașuri, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe ustașii români, căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea țării și slava Sfintei noastre biserici, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri, pe cei pentru care s-au dus vii sau dormiți, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe cei adormiți din ambele noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți și soții, pe fiecare într-o odenie cu noi să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Iosif cel Bunăvăzut, de pe urmă, de pe urmă, de pe urmă, de pe urmă, mires în mământ, în nouă mântâie, în 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 Thank you.
fără Domnul. Doamne, miluiește! Pentru cititele dare ce sunt puse înainte Domnului, să le rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă în trânsa Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință, au săvârșit, de la Domnul să cere. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat, în pace și răspuns bun, la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere. Prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne! Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Și ne încredincește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să putezăm a te tema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice, într-un gând să mărturisim. Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, trăim așa de o ființă și ne despărțim.
Domnului.
dimineața cântând, strigând, glas înălțând și grăbind. Aceste fericite puteți urmări și Sfântă este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. De aceasta ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate. Ceasul al treilea apostolul pe acela lui. Cine noiește nouă, cerul orice mulțime. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului și acum și acolo și în vecii vecii. Thank you.
Thank you.
Sfințitul Arhiepiscopul nostru Teodosie al Tomisului, pe care îl dăruiește Sfintelor tale Bisericii în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Prea cinstitul și de mare cuvință, numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi, cu toți. Și cu voi. Pentru Sfinții, venindu-i iară și iară cu pace Domnului, să ne rugăm. Doamne, pentru cinstitele daruri, ce s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! De oameni, Dumnezeul nostru, cel ce l-a primit în Sfântul, cel mai presus de cerul și duhovnicescul său jertfelnic, pentru miros, pentru mireasmă duhovnicească, să-L trimită nouă Dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere. Păzitor sufletelor și trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Mila și iertare de păcate și greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre, pace și într-o pocăință, au săvârșit, de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntată, de pace și răspuns bun, la înfricoșătoare judecată a lui Hristos, să cere. Unirea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să lutezăm a te chema pe Tine, Dumnezeul, Cel Ceresc, Tată, și a zice... Yeah.
este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace capetele voastre Domnului să le plecați. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să luăm aminte, Sfintele Sfinților. Să se spune, să se împarte, pe Dumnezeu, ceea ce se spune, să se spune, ceea ce se spune, ceea ce se spune, ceea ce se spune, ceea ce se spune, Iisus Hristos, Fiul Domnului. Venirea către credință, în Tatăl și în Fiul și în Sfântul Domnului. Binecuvântat este Dumnezeu, să se spune, și în vecii vecilor. Amin. Cinstitul și preasfântul trup al Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, se dă mie preotul Marius, iertare păcatelor mele și stăpâne viața veșnică. Cred, Doamne, și Thank you.
Thank you.
Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Și nouă ne-a dăruit viață veșnică, închinăm unei Sfintei Învierii Lui, celei de-a treia zi. Eu una știu. Nu vedeam și acum văd. Iubiți credincioși, astăzi este duminica a șasea după Sfintele Paști și Sfinții Părinți ne-au rânduit a ne prezenta una dintre minunile pe care Mântuitorul l-a săvârșit, fiind încă între noi. Și anume este vorba despre vindecarea orbului din naștere. Dar acest dialog, destul de amplu prezentat de către Sfântul Evanghelist Ioan, ar fi așa o prezentare, dacă aș face-o eu, ceea ce vreau să fac, foarte exterioară. Am să vă povestesc însă cum au ascultat urechile mele tot ceea ce a zis Mântuitorul și ce au zis mai ales fariseii împotriva celui pe care îl vindecase Mântuitorul. Cred că știți așa, în câteva cuvinte să vă spun, era vorba de un om care nu văzuse, era orb din naștere, nu văzuse niciodată, pe care ucenicii văzându-l l-au întrebat pe Mântuitorul, oare de ce s-a născut acesta orb? A păcătuit el sau părinții lui? Și Mântuitorul i-a rămurit, nu, nici el n-a păcătuit nici părinții, ci numai ca să se arate prin el puterea lui Dumnezeu. Și s-a apropiat de el, a făcut tină din pământ și a uns ochii, l-a trimis la scăldătoarea Siloamului, care se târguiește trimis, s-a spălat și a venit văzând, numai că în ziua aceea era sâmbătă. Ei, de acum înainte nu mai pot permite să vă spun ce s-a întâmplat în Ierusalim, ci să vă spun ce se întâmplă aici, la Casa de Asigurări de Sănătate. Ca să înțelegeți mai bine, cred că sunteți câțiva pe care am văzut eu medici de familie și ceilalți, noi ceilalți, suntem cei care ne ducem din când în când la ei, pentru că pe ei nu-i bagă nimeni în seamă, toată lumea zice că totul se repară la spital și nu-i chiar așa. Va să zic că vine de la Casa de Asigurări, contabilul, adică nu are nicio legătură cu sănătatea, și începe să taie prin registre și să spune că ăștia 17, ăstora nu le recunoaștem consultația, ăștia nu-i recunoaștem pentru că n-ați făcut vizite la domiciliu, dar de unde știți? Nu-mi spuneți mie că știu eu foarte bine, avem aici 5 vizite, nu puteți să faceți mai multe. Dar cu cei 17 ce e? Aveți voie să consultați 22? Aceștia sunt peste cei 22, deci nu se poate. Ei, acest dialog s-a întâmplat și în Ierusalim, cu iată aproape 2000 de ani. V-am spus, nu neapărat ca să vă mai destind, dar v-am spus ca să știți că lucrurile nu s-au întâmplat, dar să mergem mai departe la școală, la gradația de merit. Dar cum adică? Păi dar nu ai activitățile respective. Păi am făcut una alta, da, dar acelea erau punctate ca activități în interesul clasei, nu al școlii. Acele activități trebuia să fie ținute la inspectorat, dar nu într-o clasă, unde ce ați bucurat acolo pe părinți, chiar așa am ajuns rugile părinților. Dialogul merge mai departe. Nici pe noi nu ne-a dat într-o parte, să știți. Pentru că n-au trecut 2 zile de când am văzut în Ghesuială Mare cine să facă selfie cu papa. Numai că atunci când au ajuns la Patriarhie, scrupulozitatea funcționărimii și slujitorimii de acolo nu s-a dat din fața aparatelor de fotografiat până când nu i-a așezat ultima cută de la Camilavca Fericirii. Copiii trăim în aceeași lume. Și vreau să înțelegeți că nu vi le spun ca să dăm cu barda în cineva. Nu! Ci ca să luăm atitudine, nu așa cu toții, Doamne ferește, să ne duceți de până la o barbă, doi, hai că a venit papa și vezi de treabă. O să mângâi tu cute de altă dată. Ca să înțelegem și noi, de fapt,
Ce s-a întâmplat la scăldătoarea Siloamului, care se numește Trimis? S-au întâmplat următoarele. După ce s-a spălat pe ochi omul acela care n-a văzut niciodată, despre care medicina poate să dea mărturie, că dacă e vorba de o întrerupere de nerv, o să-i faci acolo și la jumăreul Silvaniei și să te duci, să te întorci. Nervul e nerv, s-a rupt. Singur Dumnezeu mai poate să facă legătura între semnalul extern și scoarța cerebrală. Ei bine, Dumnezeu a făcut lucrul acesta, dar l-a făcut și într-un mod material, ca să înțelegem noi ce s-a întâmplat. Și anume, Dumnezeu l-a unit cu pământul din care îl făcuse pe omul acela. Făcând tină și ungând ochiul orbului, l-a adus pe omul acela în raiul în care îl crease pe strămoșul lui. L-a făcut din nou, ca să nu credeți că omul poate să vadă de la o anumită vârstă dacă nu are nervul acela. Nervul acela a fost refăcut, dacă vreți să înțelegeți lucrurile în felul acesta. Dar este mult mai mult. Pentru că în momentul în care l-au văzut toți pe cel ce n-a văzut niciodată că vede, au început să-l întrebe. Știi, ca cel care se uită la ceas, zice, doamna doctor, că totuși cei care vin de la casa de asigurări, n-au ei facultate de medicină, dar au o facultate, știu să vorbească. Pe aceștia nu putem să li mai trecem că i-ați văzut, pentru că ați depășit de mult programul zilei de astăzi. S-au uitat și evrei, nu știu dacă aveau ceas sau calendar, bă, tata, azi e sâmbătă, fai, nu se pune asta. Nu se pune asta, dar ce, asta este o activitate extrașcolară, dar nu trebuie să o, doamna dirigintă, nu pot să vă punctez, luați dosarul înapoi, pentru că nu pot să vă trec la gradația de merit. Părinte cu tare, vezi, stai mai așa că aia e lumea catolică și nu cumva să întâmple ceva, Doamne ferește. Puțin mai într-o parte. Ei, asta este societatea în care trăim. O societate încă, însă, foarte frumoasă, care ne provoacă și care vrea de la noi să înțelegem o dată pentru totdeauna. Care este definiția împărăției cerurilor? Împărăția cerurilor este în voi, ne zice Mântuitorul. Dacă nu o căutăm acolo, o căutăm în zadar, în altă parte. Și pentru că am rămas dator unor cârcotași, să nu credeți acum că eu am prieteni în lumea asta, nu? Am prieteni și dintre prieteni, unii sunt mai cârcotași decât alții. Atunci când am constatat că, de fapt, așa zisă mărturie mincinoasă cu care a fost acuzat Mântuitorul în procesul dinaintea lui Pilat, este o bobomânie, mă uitați să vă spun așa pe direct. Pentru că Mântuitorul, când a intrat în templu, v-a mai spus, a pus mâna pe bici și a dat în stânga și în dreapta, casa tatălui meu a făcut o creștere de tâlhari. Dărâmați templul acesta și în 3 zile zidesc. Nu, probabil că ăia doi care au venit să spună, acesta a spus că va zidi templul dacă îl dărâmăm în 3 zile, mărturia lor a fost luată împotriva Mântuitorului. Și vă învățam acum vreo, cred că 3 sau 4 duminici, despre mărturie, să aveți grijă cum dați mărturie. Și mi s-a reproșat că nu am explicat prea bine ce e cu mărturia aceasta. Trebuie să înțelegeți că mărturia pe care o dați față de un lucru pe care l-ați văzut, o dați așa cum ați văzut dumneavoastră lucrurile. Dar să vă întrebați întotdeauna dacă lucrul pe care îl povestiți dumneavoastră nu cumva poate să facă rău, fiind interpretat de către ceilalți, pentru că ați auzit, te cheamă ca martor și pleci ca inculpat. Atunci ce facem? Dăm mărturie sau nu dăm mărturie? Despre ce dăm mărturie și despre ce nu dăm mărturie? Pentru că merge mai departe pe linia mărturiei, să o lămuresc și cu aspectul acesta. Atunci când au zis toți, uite, l-a vindecat ăsta și era orb, prima dată cel mai ușor lucru a fost imediat să-l desfințeze. Nu e domnul ăsta. Nu mă aseamănă cu el. Ei când au văzut că nu e așa, au spus, dar sunteți siguri că n-a văzut de mic?
Păi suntem siguri. De unde știți? Hai să chemăm părinții. A chemat părinții? Mă, el e el. Nu vede, n-a văzut. N-a văzut niciodată? N-a văzut niciodată. Dar cum s-a făcut sănătos? Cum s-a vindecat? E, zice, e mare. Puteți să-l întrebați pe el. Acum vă imaginați. Asta vreau să vă spun că este mărturia. Pentru că altfel părinții puteau să dea o mărturie pe care, inclusiv Sinedriul, să o folosească împotriva chiar a lor înșine. De ce? Pentru că dacă au spus e Iisus despre care ne-a zis El că l-a vindecat, așa, deci voi credeți în Iisus, nu mai aveți ce căuta. Pentru că, spune Sfântul Evanghelist Ioan, care ne relatează întâmplarea de astăzi, se hotărâseră căpetenii preoților și cărturarii ca toți cei care dau mărturie despre Iisus să fie excluși din sinagogă. Mi se pare ceva cunoscut? L-ați văzut pe papa slujind cu altcineva decât pe lui? Nu vi se pare ceva cunoscut? Mie mi se pare foarte cunoscut. Să știți că nu s-au schimbat lucrurile absolut deloc. Și atunci aveți grijă ce mărturie dați. Dacă vă întreabă cineva acum, așa foarte bine intenționat, bă, ce a zis ăla, mă, de la un moment dat zicea ceva de... Ce a zis? Vă rog eu frumos să-i îndreptați către mine. Duceți-vă că e în vârstă, are părul alb, are și nepoți. Întrebați-l pe el. Asta înseamnă să dai mărturie. Pentru că altfel, din martor, imediat de fii inculpat. A, deci, mata, ai auzit, erai acolo de față și n-ai venit să-mi spui? Tăiuirea infractorului se numește. Iubiți credincioși, vă povestesc toate acestea ca să înțelegeți că viața este frumoasă, numai în măsura în care putem noi lăsa să fie frumoasă. În măsura în care acceptăm că minunea lui Dumnezeu, atunci când vine, nu vine ca să dezechilibreze, ci vine tocmai ca să echilibreze lucrurile. Că se face vâlvătaie într-o parte sau într-alta, astea sunt efecte secundare. Și o rachetă când pleacă spre spațiul cosmic, lasă o dâră de fum pe care, dacă ar lua-o imediat în calcul, cei de la Greenpeace ne-ar spune că de-aia s-a schimbat clima, că pleacă prea multe rachete și fac prea mult fum. Trebuie să vedem însă care este partea de mesaj din ceea ce s-a întâmplat cu noi și cu viața noastră. Așa zic că am stat deoparte, ne-am uitat la cel vindecat, am fost așa puțin întreagăt atenți la încărcătura dogmatică, să zicem așa, a mărturiei pe care a dat-o cel vindecat, cum că dacă era păcătos cel care m-a vindecat pe mine, Dumnezeu îi asculta rugăciunea. Vă imaginați? Până acolo se ajunge, încât fapta este dintr-o dată anulată. Nu mai există faptă. Nu mai există minune. Nu mai există faptul că omul ăla nu vedea așa cum a vede. Mi se pare iar cunoscut, nu? Dacă vine justiția, imediat nu mai întreabă voi de ce a făcut ăla, cum a făcut. Nu, stați așa puțin. N-a respectat cele 15 zile în care putea să pună contestații. Să pensionează judecătorul 1 din 5. Urmează să se facă... Deci, fapta s-a dat la o parte. Asta trebuie să învățăm ziua de astăzi. Să nu avem pretenția faptei, ci să ne uităm mai bine la mărturia pe care suntem chemați să o dăm și nici măcar celor din jur, ci sufletului nostru. Să fim atenți cu esența a tot ceea ce se întâmplă cu viața noastră. Pentru că dacă vom începe să spunem unora sau altora ce ni s-a întâmplat bine sau frumos, bineînțeles că o să se dea partea aia frumoasă la o parte și o să intre cu întrebările de rigoare, dar când s-a întâmplat aceasta? Când vă cheamă duhovnicul vostru la spovedanie? Păi da, noaptea, că... Gata, ce când spovedania aia noaptea, când nu e soare și... Și gata, încep să își formeze din toată mărturia pe care chipul le-ați dat-o cu toată dragostea, să folosească pentru a edifica altceva. Așa, un zid de izolare și asta e tot. Să nu credeți că vorbim numai despre un loc de muncă sau de altul.
toți trăim în aceleași condiții. Măcar atât să știm, că dacă suntem conștienți că aceeași soartă o are și celălalt de lângă noi, să știți că trebuie să ne simțim mai bine. Mi-aduc aminte de Părintele Arsenie, Dumnezeu să-l odihnească, spunea tată, când ne duceam la interogatoriu, ne puneau niște ochelari prin care nu vedeam nimic. Și odată, nu știu dacă din întâmplare sau intenționat, mi-au dat un ochelar fără o lentilă de tablă. Și n-am spus nimic, pentru că dacă spuneam, se interpreta. Orică eu am aruncat, orică trebuia să spun mai devreme, orică nu trebuia să spun, oricum aș fi fost de vină. Dar spune că nici nu-l mai interesează dacă a fost intenționat sau nu. Cert este că atunci a dat seama că nu e singur. A văzut prin partea rămasă liberă, cu ochiul celălalt, a văzut cum mai duceau și pe alții, dintr-o încăpere, într-alta, la interogatorii. Și a spus, tată, din acel moment, cred că nu mai puteau să-mi facă nimic. Știam că nu sunt singur. Ei, ochelarul acela, lăsat intenționat sau nu, cu o singură posibilitate de a vedea, este raza de lumină pe care astăzi Evanghelia ne-o dă. Să ne arate atunci când noi plecăm spre somn, dând mărunt din buze că nu știu ce s-a întâmplat, sau judecând o anumită întâmplare a altora, spunem că nu e dreptate, să ne aducem aminte că există ochiul acela prin care putem să vedem că nu suntem singuri. Și primul pe care trebuie să-l vedem este Hristos, care, spre deosebire de noi, n-a avut niciun păcat, dar iar spre deosebire de noi, a luat asupra Lui și a pătimit toate celelalte. Atunci când constatăm că nu suntem singuri, exact ca în Evanghelia de astăzi, deja vedem lucrurile altfel. Și nu mai avem pretenție nici la cel de la casa de asigurări să ne spună că ultimii, după 22 încolo, nu-i mai consideră pacienți. Că vizitele la domiciliu trebuie să fie numai atâtea sau numai atâtea. Că dosarul meu de gradație trebuie să conțină cu tare sau cu tare. Să spunem, Doamne, mulțumesc că m-ai ajutat să ajung până aici și de acum înainte voi continua numai în fața conștiinței mele, pentru că a face dosare înseamnă a pierde timpul. De aceea, trebuie să învățăm că societatea în care trăim nu este bolnavă. Este foarte sănătoasă, dar se comportă ca un vaccin pe care, dacă nu știm să-l administrăm la bună vreme, poate să fie o otravă. Dar dacă îl administrăm începând să ne împrietenim cu el, așa cum a spus Casisif, cu bolovanul care urcă și iar coboară, urcă și iar coboară, această prietenia noastră cu societatea, să știți că ne va aduce o altă percepție. Și o să începem să luăm lucrurile ca atare și o să începem să înțelegem și cum erau Sfinții Părinți, pe care toată lumea îi consideră că erau simpli. Nu erau simpli deloc. Înțelegeau că viața este simplă și că noi o putem complica sau nu, după cum alegem. Cineva a trecut pe lângă ochilia unui călugăr și a auzit numai două cuvinte. Amin și Aleluia. Și a întrebat pe stareț. Cine e Părintele ăsta? Ce e cel mai important rugător din toată mănăstirea noastră? Pe ce să roagă? Exact ce ai auzit. Numai atât? Numai atât. Și asta ce înseamnă? Păi zice amin ori de câte ori primește câte o veste sau câte o ascultare. Pentru că amin înseamnă așa să fie. Și atunci, când se satură de ascultări, spune Aleluia, slavă ție, Doamne. Dacă noi am fi în stare, ca în societatea asta, atunci când vine contabilul la casă de pensii să spună aia e, aia nu e, să spunem amin, așa să fie, cam atale. De acum înainte voi lua măsuri, dacă pot să mai fac și peste cei 22 vă mai face, la școală, dacă pot să fac activitățile, le vor face și are Dumnezeu grijă când să mi le răscumpere și când să ne așeze un dosar de merit prin faptul că nu mă îmbolnăvește sau îmi dă niște vești bune despre copiii mei sau despre toți ceilalți, și înseamnă că încet, încet
Începem să vedem și noi, pentru că acum trebuie să recunoaștem. Nu vedem. Vedem numai partea de sâcâială, de lucruri care spunem noi că trebuie să le luăm în calcul. Unii care s-au uitat către șuleul Silvaniei au văzut ploaia. Eu personal am văzut numai soarele. Și când i-am spus cuiva că a dat soarele, da, când a dat soarele. Adică deja, fraților, viața este frumoasă în măsura în care o lăsăm să se desfășoare frumos. Așa sunt. Și binecuvintează moștenirea ta. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte trecând, și celor din morminte viață dă lui. Totdeauna, acum și purura și în vecii vecilor. Drept primind dumnezeieștile, sfintele nemuritoarele, cereștinești viață făcătoarele, în fricoșătoare lui Hristos taine cu vrednicie, să mulțumim Domnului. Doamne, miluiește! Apă mântuiește, miluiește și păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată de sfârșită sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o adorăm. Că Tu ești Sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu pace să ieșim. Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce răsuri în Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Prin a Bisericii Tale păzește-o, sfințește pe cei ce iubesc podoaba casei Tale, Tu pe aceștia îi preamărește dumnezeiască puterea Ta și numește pe noi cei ce răsuri în Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preotul tău, poporul tău, că toată darea cea bună și toată darea de săvârșit de sus este pogorâtă de bătrânii lumilor. Și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și să
Biruința bine credința și a Hristos a Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pe cel ce-i plinit tot cu cuvântul Tău și-ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade, să lăsătarea și rana noastră, care pe cei treitine și pe Daniel care erau în Babilon, fiind și semințe arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe descătări, însuțit cu totul în împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade, le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor să intrese de către ce se spune slava Ta și spre cinstirea Sfântului Ierarh Nicolae s-au pus înaintea Ta de către lor. Că și spre pomenirea acestor ruiește bunul celor ce au făcut acestea și celor ce se vrășesc pomenirea toate cele ce le către mântuiește de slăvea toți răbdare celor dice. Pentru rugăciunile preaftei, prea binecuvântatei, astea de Dumnezeu, Maria și-a venit pentru Sfinților, care din veac au venit că s-a binecuvântat numele Tău și s-a prea slăbit Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea, și pe vecilor. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Binecuvântarea Domnului peste voi toți cu al Său har și cu asaimile de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, prea puternice Părinte, bine! Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Ierarh Nicolae, Hrăditorul Sfântăcașului acestuia, pentru rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, pentru rugăciunile Sfântului Ioan Celul de Suceava și a Sfântului Nichifor Mărturisitorul, a căror pomenire o să vășim astăzi, pentru rugăciunile Sfinților, Dreptilor, Dumnezeieștilor, Părinților, acum și Angelii tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni, iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Iubiți credincioși, înainte de toate vreau să faceți aici un culoar ca să se ducă restul de cireși către copiii care sunt afară. Vasilica, toată executare. Vreau să văd așa. Nu se mai aude nimic afară. Vasilica, toată executare. Costel, ce vreau să iasă aici așa? Unde a fugit ăsta?
Mai încet. Permiteți-mi să le urez succes elevilor de clasa a 12-a. De mâine încep probele de bacalaureat. Să urez tuturor copiilor să aibă parte de profesori care n-au uitat că au fost și ei copii, de profesori mai puțin stresați cu dosarele de merit, de părinți mai puțin stresați de ce ne-o face dacă nu o să mai fie locuri la liceu, că o să se facă iar școli profesionale. Vă spun că toate sunt la timpul lor. Dacă vă faceți probleme înainte de a veni ele, să știți că veți avea foarte mult de pierdut. Mă auzeați acum vreo 2-3 luni când ziceam noi, hai să ne rugăm să se lumineze cei care pun bariere și până la urmă am dat seama că timpul trece, poate că o să ne coste mai mult să venim la biserică, dar important ar fi să nu le lăsăm. Dacă vom aglomera în mintea noastră tot felul de probleme, aolo, iar trece poliția și iar îmi lasă în geam și la a treia o să salte mașina de la slujbă, nu face nimic. Ar fi foarte frumos dacă ne-am gândit în primul rând la noi înșine, fără să mai dăm vina pe ceilalți. Sunt sigur că Dumnezeu, dacă lasă un canon pentru o anumită comunitate, nu îl lasă degeaba. Îl lasă tocmai ca să ne vindecăm. Probabil că noi mai avem de vindecat multe. Mai avem de vindecat, în primul rând, nejudecarea pe care n-am mai băgat-o în seamă de multă vreme. Și cred că cel mai important lucru este falsul entuziasm pe care tot așa trebuie să îl vindecăm. Ne bucurăm pentru lucruri care nu sunt de bucurat. Pentru că e o bucurie falsă să vezi cum este înfrânt unul sau altul. Bucuria cea mai mare ar fi să-l vezi nu înfrânt, ci luminat de Dumnezeu. Nu o să vedeți multă vreme, dar o să vedem la sfârșit și luminarea asta. Nu vă entuziasmați degeaba, dar nici nu vă deznădăjduiți degeaba. Dacă avem o linie frumoasă, o pace cu noi înșine, să știți că încet, încet, lucrurile se vor așeza. Săptămâna aceasta am fost într-o mare încercare, pentru că deja ieri a fost 1 iunie și n-am avut timp să fac atâtea acte, că să mă duc la primărie, să dau pentru fiecare comunie și botez, să le fac, să le grec. Și am zis, Doamne, mai îngăduie-mă până duminica viitoare și o să încep. Vă promit că de duminica cealaltă vom fi cu acte în regulă pentru cei care au comunii și botezuri. Pentru că eu știu că în măsura în care eu însumi mi-am făcut temele, Dumnezeu și le face pe ale Lui. Și important ar fi să ne uităm unii în ochii celorlalți, să știm că suntem bucuroși că astăzi este o zi frumoasă, o zi cu soare. Nici o prognoză, să știți că nu spunea că la un moment dat o să se oprească ploaia exact când începe slujba la Șimirul Silvaniei. Nici o prognoză n-a spus că atunci când ne rugăm s-ar putea să stăm în ploaie și să nu o să înceteze niciodată. Nu. Trebuie să știm că primăvara, ploaia, soarele sunt tot în noi. Așadar, succes copiilor care începe examenele, succes celor care vor începe peste 2 săptămâni și ei admiterea pe la licee. Nu vă mai puneți întrebări, pentru că acum se mișcă lucrurile și se schimbă regulile jocului în timpul jocului. S-ar putea ca până în 2 săptămâni să apasă de 5 ori că se închid licee și se deschid școli profesionale și invers. Probabil că vor mai fi încă 2-3 liniște învățământului. Nu asta e problema. Pacea cu copiii noștri cred că este mai importantă. Măcar să știe copilul, bă, tata e lângă mine, bă, bunicul e lângă mine, mătușa e lângă mine. Restul sunt trecătoare. Cum vor face și ei școala, o să vedeți că o să fie mai bine. Și nici măcar nu vă pot spune eu, care sunt un optimist, cât de bine va fi, pentru că știu că va fi mult mai bine decât eu însumi știu să gândesc acum și vă asigur că gândesc frumos. Să vă dea Dumnezeu sănătate multă, ajutor, deschidem sezonul de vară, în care iar vă rog să fiți îngăduitori, să fiți gazde bune și să nu vă mai mirați că își aduce lumea aminte de noi numai vara. Și Dumnezeu și-a adus aminte astea iarnă de noi că nu ne-a închis autostrada decât vreo 3 ore jumate,
prin ianuarie, așa că suntem datori și să facem și noi ceva. La mulți ani! Da.